Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Vă îmbrățișez cu drag, a voastră, Pandele Laura. Să începem. Ieri, dragii mei telespectatori, ce vedem? Că Maria a turmentat toată casa. Maria Curadu. Cât de liniștită a fost emisiunea până să intre Maria, atât de multă nebuneală, pot să spun, a fost ieri în casă. Un haos total. Maria alerga dintr-o parte în alta, instiga pe toată lumea, punea pe toată lumea la punct. Ea era miezulică. Dar să o luăm așa, de la început. Ce vedem? Vedem că Maria și cu Adelina sar pe Beatrice. Vezi, Doamne, că gelul nu e ceea ce vrea să pară în relația cu Beatrice. Bineînțeles că s-a activat gelul și a început să le spună: păi tu, Adelina, vorbești care tu ai cuplu fals. Și de acolo ce vedem? Vedem că Radu începe și el să țipe și să facă ca toți nebunii și bineînțeles că Maria l-a pus la punct ceva de genul: Radule, oprește-te, să nu-mi dau eu drumul la gură și să încep să vorbesc despre cuplul tău, Adelina Radu, la un alt nivel. Deci, de aici ce extragem? Că Maria știe foarte multe despre acest cuplu minunat. Radu și Adelina. Ce mai vedem? Că Maria vrea să-l scoată pe Gelu vinovat că s-a pus lângă ea. Păi, măi Maria, mie mi-ar fi fost rușine. Eu, ca femeie, să scot în evidență că m-am dus lângă un bărbat. Oare tu gândești când vorbești? Păi cum e posibil să-l scoți pe gelul vinovat că te-ai pus tu ca o femeie ușoară lângă un bărbat care are o relație și tu știi destul de bine? Dar cam ce-ai fi vrut să-ți facă gelul? Să te scuipe, să te înjure? Dacă tu ești nesimțită și te pui lângă el, a plecat din bun simț. A doua oară s-a pus pe brațul canapelei, tot ca să nu stea lângă tine, că a văzut că tu ești tupeistă. După care pleacă la baie și te duci tu. Oare cine-i vinovat? Nu tu, măi, Maria. Măi, asta care faci vudu. Dă-ți cu reveneală, măi, fată, că te-ai făcut de tot râsul. Ai zăpăcit toată emisiunea. Tu te dai aia cinstită când, de fapt, tu ești cea mai... Cea? Te dai la toți bărbații. Tu ești femeia fatală. Vai de capul tău, Maria. Ce vedem? Că Radu și Gelu și cu Beatrice vroiau să clarifice acuzațiile acestei individe, Maria, șat după șat, și bineînțeles că nu s-a putut, pentru că s-a băgat miezulică Daniela și a luat ea cuvântul, a luat ea problema în gură, că ea se bagă ca musca în fundul calului. N-au putut copiii ăia să-și lămurească problema. Că intervine ori Radu, ori Adelina, ori Daniela și mai nou acum a venit justițiara, Maria. Dar de multe ori constat că, de fapt, băutura vorbește din Maria, nu Maria. Așa că ar trebui să o lași mai moale, măi Daniela, că se vede cu ochiul liber că ești disperată după cameră. Măi, te bagi, nimic de spus, dar lasă-i să discute. După ce vezi că s-a oprit definitiv, abia atunci vii și îți spui părerea. Dar tu, în miezul problemei, te bagi. Și atunci e logic să-ți spun că te bagi ca musca în fundul calului. Să-ți fie rușine, Daniela. Și se vede, măi, cu ochiul liber, măi, Daniela, că tu ești foarte frustrată că Marinescu nu te-a băgat în seamă. Tu erai ferm convinsă, dar ai și renunțat la Duțu, că Marinescu, dacă intră în casă, se apropie de tine. E, uite că ți-ai luat iar țeapă. Ce să-ți fac? Asta e. Ce-a mai văzut? Că Radu vrea să scoată în evidență cu orice chip că Marinescu îi tremura picioarele când a văzut-o pe Maria, că nu putea să, când a dansat, îi tremurau picioarele.
Băi, Radule, se vede că ești cel mai îmbârligător. Deci ieri în emisiune, dragii mei telespectatori, uitați-vă încă o dată să vedeți că Radu nu mai face niciun material decât atacă și îmbârligă pe toată lumea. Lui nimic nu-i convine. El este Gică Contra, el deține adevărul absolut, când de fapt el este fals din cap până în picioare. Și ce face? Gelu, bravo ție, începe Gelu și aduce în discuție acele mesaje pe care eu le-am postat, de la un telespectator le-am primit și ce spune Adelina? Că dacă ai capacitate și ești înțelept, îți dai seama că nu sunt reale și bineînțeles că și Daniela. Mă, da, ce capacitate aveți! Și tu și Daniela, cele mai mincinoase din emisiune, v-ați trezit să spuneți ce? Băi, Daniela, dar tu chiar cunoști. Da, aici mi-am dat seama că tu cunoști. Tehnologia asta, ești praf, credem. Ești praf. Sunt adevărate. Tot ce am postat este mesajul dintre Radu și Adelina. Și Adelina, fiind bătută în cap, repet, le-a postat din greșeală pe grup, pentru câteva secunde. Iar telespectatorii care erau atunci au făcut poză la acel mesaj și le-a șters. Așa că nu mai o dați voi că sunt false. Iar spațiul ăla de care tu spui, Adelina Nasote, că de asta îți crește nasul, că minți foarte mult, sunt la telefoanele astea noi. Când pui degetul pe ecran, rămâne spațiul ăla ca să trimiți decât ceea ce vrei tu. Nu toată discuția. Iar tu ai vrut să-i trimiți susținătoarei doar partea aia. Exact, de-aia și rămas spațiul ăla. Și nu mai faceți că nu e contul real, este contul lui Radu real. Și ce spune Radu, dragii mei telespectatori, ca să vedeți că nervii nu-și dau seama, uitați-vă la videoclipul de ieri, al doilea, că se pune fragmentat, al doilea, la minutul 5.05. Îi spune Radu lui Gelu, de ce m-a acuz pe mine când Adelina a fost acuzată? Adică Adelina a făcut. Păi cum facem, mă? Ori sunt reale, ori nu sunt reale. Și tu, dacă ești băgat în discuție că nu vă duce capul și ne arătați prostia voastră, păi tu, Radu, erai în subiect. Tu îi scriei Adelinei ce să facă a doua zi în emisiune. Dar sunteți bătuți în cap? Măi, și toată faza e că tot ce scria în mesajul ăla voi aplicați în emisiune. Și de asta se leagă. Daniela, pentru că știe că sunt de la mine și eu am avut un clinci cu ea, normal că o dă, nu sunt reale. Dar și ea știe și toți știu că sunt 100% reale. Iar Radu a recunoscut că e greșeala Adelinei. Așa că lăsați-o, mă, mai moale. Lăsați-o că vă faceți de tot râsul. Nu mă enervați să împrospătez memoria telespectatorilor postându-le din nou. Și atunci vor înțelege foarte mulți telespectatori că tot ce ați scris acolo, tot ce a scris Radu lui Adelinei, sunt faptele voastre din emisiune, reale. Așa că las-o mai moale. Ce-am mai văzut, bravo ție, Gelu, că ești asumat și că le spui tot în față acestor mincinoși care oricum ei n-au recunoscut absolut nimic, ce aduce în discuție? Deci la videoclipul al doilea, la minutul 5.05, atunci spune Radu de ce m-a acuz pe mine când Adelina a fost acuzată. Asta e. Măi, v-am spus eu, minciuna are picioare scurte, mă. Dar sunteți atât de bătuți în cap, încât nu vă dați seama că voi singuri vă demascați. Ce-am mai văzut că acum, Adelina, știți cum e, hoțul strigă hoții? Acum vrea să scoată în evidență că, vezi, Doamne, Gelu vorbește cu Beatrice acasă când vine câte o fată, Radu, ăsta, Gelu, să se dea la ea ca Beatrice să aibă reacții. Măi, fetiță, tot ce faci tu, crezi că fac ceilalți concurenți. Că asta se întâmplă în momentul când faci ceva și vezi la cineva
cât de cât ceea ce gândești tu, spui, mamă, și ăștia au făcut planuri, mamă, și ăștia au făcut strategii. Ce vedem? Vedem că Maria și cu Daniela, bătutele astea în cap, care sunt plecate cu Sorcova, ele au uitat că sunt într-o emisiune, puterea dragostei, nu puterea materialelor. Spună, păi, dar ce joacă cartea? Băi, fetițelor, lăsați băutura, că v-a luat mințile. Lăsați băutura, Daniela, Adelina, Maria, lăsați băutura. Măi, fată, în emisiunea asta scopul este să vă arătați dragostea. Nu să mimați dragostea. Nu să faceți materiale să instigați concurenții și să-i bat jocoriți și să-i umiliți. Voi asta nu înțelegeți. Voi înțelegeți, își face cartea. Păi atunci omorâți-vă, mă, în direct. Gata, care pe care? Hai să ne omorâm și să vedem care ia premiu. Voi nu înțelegeți că în emisiunea asta trebuie să ne arătați realitatea voastră, fără strategii de acasă și ce veți face mâine în emisiune și pe cine atacați. Că de asta nu mai aveți telespectatori. De asta s-a și transformat emisiunea într-un teatru ieftin. Dar vă repet, pe gură vă iese ce vreți voi. Iar fața vă trădează și ne arată tuturor că sunteți falși și că sunt decât materiale făcute de acasă. Să vă fie rușine. Iar tu, Maria, să nu uităm că tu ești mama strategiilor. Ai uitat ce făceai cu Felicia. Ai uitat, de asta ți-ai și luat-o în freză. Că ai aplecat urechea cui nu trebuie, când nu trebuie. Asta e. Tu, Daniela, la fel. Lăsați-o. Lăsați-o că voi, hoțul strigă hoții. Voi faceți materiale, voi le gândiți de acasă ce să faceți în următoarea zi, dar se vede. Se vede, minciuna iese la suprafață. La fel ca apa și uleiul. Asta e. Când vine spontan, se simte, mă, transmiteți. Dar nu vă duce capul. Asta e. Voi faceți-vă de râs în continuare, că noi, telespectatorii, constatăm cine e mincinosul și cine este real. Din punctul meu de vedere, mi-a plăcut iar foarte mult de Iasmina. Bravo ție, Iasmina! A început iar să țipe la Radu și să îi atragă atenția că el vrea să acapareze emisiunea și că nu lasă pe nimeni să vorbească. Bravo ție, Iasmina, îmi place foarte mult de tine. Am o chestie mică, o nemulțumire la tine. Nu știu cum, Dumnezeu, te asociezi tu cu Duțu, că Duțu se vede cu ochiul liber că e același aluat ca lui Radu. Se abține. Duțu este un om parșiv, un om rău. Dacă era un om sincer și corect și bun, nu ținea parte acestui bădăran. V-am mai spus și vă repet, uitați-vă în jurul lui, băiatul pe care vreți să vă apropiați de el, uitați-vă în jurul lui și vedeți cum acționează, cum gândește. Și vei constata, Iasmina, că Duțu e foarte rău. El îl susține pe Radu în momente critice, când ar trebui să-l susțină pe Radu, când ar trebui să-l apostrofeze, exact cum face Răzvan, bravo ție, Răzvan, îmi place foarte mult de tine, ai avut un mic scăpăr, dar s-a văzut că au fost decât refulări de o zi mai puțin bună. Sper să rămâi așa. Deci Radu, Nicolas și Duțu, același a luat. Mare atenție, Iasmina, mare atenție la Duțu. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori? Că Maria intră în camera roșie cu Marinescu. Ce observăm acolo? Maria iar este plină de figuri, iar se crede miezulică și Marinescu a pus o simplă întrebare logică la un cuplu, fost cuplu despărțit. Mai mă iubești? Și bineînțeles că s-a activat nebuna, cred că atunci băutura era la nivelul maxim, și a plecat din cameră. Dar de ce te-ai supărat, mă, Maria? De ce te-ai supărat așa rău? Că n-am înțeles. Păi ori îl iubești, ori nu-l iubești. Dacă te întreabă, mă iubești, te superi? Dacă nu te întreabă, mă iubești, iar te superi. Cum o dă omul cu tine, nu e bine. De aici, drăguța mea,
înțeleg un lucru. Băutura ți-a băut mințile. Lasă băutura, Maria, că te-ai făcut de tot râsul. Ești haotică în tot ceea ce faci. Ce am putut să văd ieri la tine în emisiune, cum alergai prin casa aia, cum vrei tu să faci numai teatru, că tu ești aia veselă. Nu, fetița mea, tu ești aia plecată cu Surcova. Plecat, ia și tu lecții de la Marinescu, de la Iasmina, de la Adriana, de la fetele astea cu minți. Tu vrei să faci ce? Cine ai arătat? Că ești tralala? Că ești plecată cu Surcova? Vai de capul tău și te mai consider doamnă. Pe niciodată o doamnă adevărată nu s-ar comporta cum te comporți tu. Tu ai vrut să scoți în evidență, domne, am venit eu în casa asta și am adus fericirea. Nu, ai adus tâmbălău, panorama și circul. Atât. Tu și cu Radu ieri ați acaparat toată emisiunea, a fost un haos total în casa aia. Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea dacă v-a plăcut ceea ce a făcut ieri Maria și Radu în această emisiune. Eu una mă uitam și ziceam, mă, ce au ăștia, frate? Mai ales Maria, ce vrea ea să facă? Văd că o ia pe Beatrice și o convinge să-l aducă pe Gelu în camera roșie. Ce treabă aveai tu, măi, femeie? Măi, bătut-o în cap, care, repet, ți-a băut băutura mințile. Ce treabă aveai tu să te duci tu în camera roșie, miezulică? După ce că ai făcut numai nenorociri și că ai făcut pe băiatul ăla să se simtă pe Gelu, cum nu se poate mai prost, că ești tu tupeistă și obraznică și femeie ușoară, acum ce-ai vrut tu să faci? Ferească Dumnezeu! Beatrice, mare atenție! Mare atenție că deja te suspectez de un lucru. Te suspectez că ești manipulabilă, iar Maria își bate joc de tine și tu, la rândul tău, prin faptele tale, nu faci altceva decât îl umilești pe Gelu. Gelu, mi-a plăcut foarte mult de tine că ai plecat din camera roșie și că nu le-ai făcut jocul acestor două. Mare atenție, Gelu, dacă Beatrice continuă în felul ăsta, să fii sigur că nu te iubește așa cum vrea să pară. Ori e prea proastă și nu-și dă seama, ori nu te iubește, Gelu. Sunt două variante mari și late. Atâta timp cât îi face jocul Mariei și te pune pe tine ca bărbat într-o situație penibilă, dă-mi voie să-ți spun că ori nu te iubește, ori e proastă bătută în cap. N-am vrut să spun, am acceptat odată cu Ramona, dar acum cu Maria deja a depășit orice limită a bunului simț sau lipsă înțelepciune și e proastă bătută în cap. Credem. Poți să te superi pe mine, Beatrice, dar am spus că voi fi corectă. Ceea ce văd la tine, Beatrice, mă sperie. Și fii sigură că Gelu nu va sta cu tine. Că ești manipulabilă sau proastă. Ai două variante. Nu-l iubești atât cât trebuie. O femeie care iubește nu acceptă niciodată ca bărbatul de lângă ea să fie umilit. Și dacă n-are dreptate, îl ascunde oarecum, frumos, decent, iar acasă îi spune. Iar ceea ce faci tu, ei făcut joc cu Mariei. Să înțeleg că ești mână-mână cu Maria? Măi, Beatrice, dă-ți cu reveneală. Sunt cu lupa pe tine. Mare atenție. Iar Marinescu încă o dată ne-a demonstrat că el nu spune absolut, nu îi reproșează absolut nimic Mariei, iar Maria iese foarte deranjată și spune că Marinescu face ce a făcut în sezonul 3 ca umilit-o. Dragii mei telespectatori, poate nu știu eu. Știți vreodată un moment, postați-l pe grupurile astea, când Marinescu a vorbit-o prost pe Maria, când Marinescu a umilit-o pe Maria? Eu, dacă pun mâna și caut, din 10 materiale, 9 sunt cu Maria când îl acuză pe Marinescu, când îl umilește pe Marinescu, când îl aduce la tăcere pe Marinescu. Ea vorbește, ea se pupă cu toți bărbații, ea se joacă cu toți bărbații și îl acuză pe Marinescu. Dragii mei telespectatori, femeia asta e plecată cu Surcova rău de tot. Postați, dragii mei telespectatori, care sunteți de partea Mariei, momentele alea când Marinescu a jignit-o și a umilit-o pe această diabolică. Șat după șat. Maria, șat după șat. Ce-a mai văzut, dragii mei telespectatori? Că Adelina spune că ea n-a adus în emisiune subiectul
copilul, că ea ar fi gravidă. Și că doamna moderatoare, demolatoare, dragii mei telespectatori, păi ce ne spune fetița asta? Ce să înțeleg? Că moderatoarea susține minciuna și moderatoarea a lăsat, demolatoarea asta de emisiuni, a lăsat subiectul cu gravizeala în aer, la modul e gravidă, nu e gravidă, faceți materiale și cu Dorobanțu împreună? Că ai adus niște acuze, că nu tu. Oare nu trebuia ea să deschidă subiectul ăsta și să-i spună, măi fetiță, ce faci, mă acuz pe mine? Păi sunt niște discuții care eu le-am auzit, pe care tu le-ai avut cu Radu. Tu acum arunci găina la mine în curte, pisica? Păi atunci mă duc cu gândul că am eu dreptate. Dorobanțu știe de materiale și Dorobanțu îi învață ce să facă acești doi, Adelina și cu Radu. Dați-mi voie să vă spun și lucrul ăsta, că planează asupra lui Dorobanțu, lui Dorobanțu acest lucru. Că vă face și ea materiale și vă susține materialele. Cum este posibil? Și ce am mai văzut la această Dorobanțu, dragii mei telespectatori? Să vedeți și dumneavoastră cât de părtinitoare e. Când Ana vrea să spună ce se întâmplă cu Adelina și cu Radu în spatele camerelor acasă, ce face Adelina? Adelina începe și zbiară la Ana ca să o intimideze, Radu începe și aruncă foc pe nări și face ca toți nebunii și urlă ca un descreierat la Ana, tot ca să o intimideze, fetița aia se blochează și nu mai poate să spună nimic. Iar această demolatoare tace din gură, știind că dacă Ana își dă drumul la gură, iese bomba. Și ce face? Trece cu vedere. În loc să le spună, l-a dat pe Radu afară, dar Radu a intrat și a început să urle la Ana. Și Adelina la fel. Adelina, uitați-vă, dragii mei telespectatori, la fața ei, când Ana vrea să vorbească, se schimbă, își aruncă părul ăla, nervi, se albește la față. Iar Radu face ca nebunul. Nu știe cum să ajungă mai repede în fața Anei ca să o intimideze. Și moderatora tace. Atât de capabilă e, încât nu poate să facă în așa fel, încât Ana să spună tot ce are pe suflet și tot ce știe. De ce? Că știe. Ăsta este răspunsul meu către această Dorobanțu. E atât de incapabilă și atât de părtinitoare, încât nu știe să modereze o emisiune și lasă subiecte importante sau le ascunde. De asta și spun. Ești demolatoare de emisiuni. Nu ai etică și nu ai potențialul ăla de femeie cu schepsis. Nu. Ești praf, crede-mă. Crede-mă, o altă moderatoare îi dădea afară și pe Adelina și pe Radu. Afară amândoi. Acum, Ana, îmi spui mie tot ce se întâmplă, că nu-ți ia nimeni capul după umeri. Ce consideri tu că s-a întâmplat sau ce fac ăștia și noi nu știm? Asta trebuia să facă o moderatoare adevărată. E a nu știu câta oară când Ana vrea să vorbească și acești needucați, Cocioabă și cu Ferentaristul, nu o lasă, o intimidează, iar moderatoarea, demolatoarea Dorobanțu susține acești derbedei să nu o lase pe fetița aia să vorbească. Măi, Ana, dar dă-ți odată drumul la gură. Dă-ți odată drumul la gură că nu-ți ia nimeni capul după umeri. Chiar dacă spui în emisiune și nu se difuzează, cel puțin aud toți concurenții. Și spune-le, măi, pe față că faceți materiale, că Radu o învață, că asta știm cu toții. Că ea vorbește în spate cu alți bărbați, ăsta alt la fel, cu alte femei. Vai de capul tău, Ana, îmi pare rău că ești atât de moale și te lași călcată în picioare, în mod special, de duduia asta cocioabă. Vai de capul ei, vai de capul ei. Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea, dacă am eu dreptate, momentul când Ana vrea să își dea drumul la gură, ce fac ăștia? Adelina și cu Radu. Și cum demolatoarea trece peste subiect și spune, nu vreți să vorbiți, asta e. Dar știi ce vrea să își dea drumul la gură.
Ce-am mai văzut la această dorobanțu, dragii mei telespectatori, că l-acuză pe Codruț că s-a lăudat că a fost cu Ana la hotel. Doamne, mă uitam la ea, zic, mă, când a auzit? Când a auzit că la televizor nu s-a difuzat așa ceva? Dragii mei telespectatori, spuneți-mi și mie în comentarii, dumneavoastră l-ați auzit pe Codruț să o umilească pe Ana că a fost cu el la hotel? Nu. Eu mi-aduc aminte, Codruț arunca vina pe toate fetele, pe Adriana, pe Roxana, că au fost ele în pivniță. Nu, Ana. Și cu Naba când a fost, eu n-am auzit să aducă subiectul ce s-a întâmplat în camera de hotel. Poate am pierdut eu. Spuneți-mi dumneavoastră în comentarii. Asta e, să vedem ce se mai întâmplă astăzi în emisiune cu mincinoșilor, că acum vor să facă și copil, doar vor fi ei finaliști, dar Adelina atât de bătută în cap este, când se hamă la un lucru atât de grav, să demonstreze ea lumii întregi că sunt cuplu și va face și un copil dacă știe să puncteze radul unde trebuie. Da? Vedem. Și vei rămâne fetiță bătută în cap și cu un plod în brațe după emisiune și s-ar putea nici să nu iei finala. Sau iei finala, dar știi ce sunt banii aia? Pe apa sâmbetei. Dar copilul îți rămâne toată viața în brațe. Asta e. De aici vedem cât de mult te duce capul. Dacă ați ajuns să faceți sex într-o emisiune și să vă doriți să vă împuiați în emisiune doar ca să câștigați, se vede clar că sunteți praf. Praf din toate punctele de vedere. Asta e, dragii mei telespectatori, vă doresc un weekend minunat tuturor. Ne vedem mâine la următorul vlog. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura. La revedere!